vom merge la Cronograf, unicul festival internațional de film documentar din țara noastră. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, evenimentul include proiecții de film, conferințe de presă, discuții și ateliere pentru tinerii cineaști. Am fost acolo și am discutat cu organizatorii, voluntarii, tinerii spectatori și participanți despre importanța organizării acestor evenimente și despre interesul tinerilor față de ele. Există un loc pe pământ, acolo. Chiar și supereroi fug de ficțiune. Un super loc. Stați, ce asta? Care supereroi? Cine mi-a dat scenariul ăsta? Scenariul nu există, asta e documentar. Ce fac tipii ăștia? Care-i faza? Ia, vin la festival, dar citești mai departe. E documentar, înțelegi? Nu, asta nu e ceea ce fac supereroi? Ce festival? Asta e Cronograf, festival de film documentar. Citești mai departe. Ok. Ei vin la Cronograf. Una din cele mai mari noutăți este proiecția Cronograf Junior. Deci am stabilit un program special pentru copii. Copii la vârsta 10, 9, 10, 11, 12 până la 14 ani. Pentru care am selectat niște filme de scurtmetraj, documentare, cu tematică specială pentru copii. În felul ăsta, toate filmele care sunt prezentate în cadrul acestei categorii sunt filme cu probleme, cu interese, cu activități dedicate copiilor. Și ne bucurăm să avem astăzi rezultatele, pentru că acei copii care veneau la ora 9 dimineața în sala de cinema, făceau gălăgii, bineînțeles, pentru că sunt copii și au plecat de la ore și se simțeau în pauza de ore, dar după ce a început filmul, sala s-a liniștit și toți copiii au rămas cuceriți de acest ecran mare pe care demonstrăm filme documentare. În felul ăsta, credem că ne implicăm într-un fel la educația tinerei generații. Poate știi ceva despre ea. Ciorniu, asta vară vine de la mare comandă. Gata, nu mai poate. Dragoste mare, iubire pe viață, vrea nuntă. Zic, dragul tati, nu te grăbi. Joacă-te cu dânsa, cum vrei, dar nu te lega, e prea de vreme. Și nu... Fă nuntă aici, fă nuntă la România, că e din Brașov. Nuntă luni din ieri pe Maldive. Și crezi? Am unul sufăr. Cronograf aduce filme documentare din diferite țări. Este un festival în care participă 25 de țări. Este un festival internațional. Este a 13-a ediție. Merg filme documentare. Este secțiunea pentru copii, pentru adolescenți și este secțiunea care merge seara la ora 7. Dacă ai reușit să observi care este publicul care vine aici? Sunt foarte mulți studenți ce studiază la Academie, Academie de Arte respectiv. La premieră a fost încăpătoare, au fost foarte mulți invitați, dar și foarte mulți doritori de a privi premiera și începutul acestui festival. Erau, sincer, foarte mulți tineri și asta am rămas profund impresionată, pentru că tinerii sunt dornici de a vedea filme documentare, filme reale, bazate pe fapte reale. We'll be right back.
am văzut anul precedent că sunt documentare foarte interesante. În general, Odeonul are filme bune, filme calitative, ori de câte ori vin, iar Cronograful în special, poți vedea producțiile autohtone și cele de peste hotare și sunt filmele scurte, informative și de bună calitate. Deseori din filmele date, din fiecare film aparte, înveți informații pentru o cultură aparte, pentru un subiect de actualitate, pentru o problemă strigentă în societate și din filmele astea înveți mai multe despre diferite domenii, dar și cumva îți, hai să spunem, șlefuiești spiritul critic în arta cinematografică. Când îți aduci mostrele cele mai bune de film documentar modern, sub nas, acasă, și trebuie doar să faci un efort să te mobilizezi, nici măcar nu trebuie să plătești o căciulă de bani, sigur că asta e nepermis. Eu înțeleg pe cei care sunt prinși cu program, dar cei care bombănești și spun că avem un oraș provincial, dar ratează asemenea colecții de filme bune, cred că ar trebui să o ia drept reproș. Oricine se apucă să coase niște haine, să coase niște papuci, să documentează în materie de tehnologie, de tendință. Și în afară de tehnologie și tendință, festivalul dă impulsuri de creație. Sigur că orice om are un teren suficient de vast ca să-și găsească motivațiile artistice proprii. Dar e mai bine când ai o gamă de tot felul de sunete, imagini, procedee și atunci asta s-adună în cap, s-adună în suflet și explozia artistică, care sunt convins există în fiecare om, se produce mai lesne. În sensul ăsta, oricine are nevoie de un asemenea imbold. Ne învață o altă parte a industriei filmului, filmul documentar, filmul adevărat, filmul despre oameni. Și de asta atelierele de film și experiența pe care o acumulăm aici este una de neprețuit, pentru că altundeva în Moldova sau chiar peste hotare nu o putem acumula, pentru că nu avem șansa. Însă aici avem șansa pentru o perioadă de timp, o săptămână în an, să învățăm lucruri noi, să vedem oameni extraordinari și de ce nu să acumulăm experiență de viață. Recunosc că nu am fost la foarte multe filme documentare în cadrul acestui festival, deși am fost și în anii precedenți și am rămas foarte impresionată. Am fost la un film moldovenesc, am venit și astăzi pentru că am văzut că sunt foarte multe filme moldovenești. Mi-a plăcut foarte mult proiecția Momente de tăcere, asta fiind aproape de ceea ce fac eu la Moldova 1. Sunt destinele oamenilor așa cum le-a văzut cel care le-a filmat, cel care a umblat să vadă cum trăiesc oamenii cu sărăcia lor și cu problemele lor de acolo, din satele noastre. De ce credeți că este importantă organizarea unui asemenea eveniment pentru publicul tânăr? Anume pentru a le arăta, ceea ce am spus mai sus, că
există probleme și filmele documentare sunt cele care pun accentul pe asta. Mi-a plăcut foarte mult faptul că sunt și filme pentru copii și adolescenți. Avem un public foarte select, foarte inteligent, un public care știe să gândească, care știe să analizeze un film. Am mai spus-o odată, când vorbim de cronograf, vorbim doar un film documentar care omul vine, gândește, discută după film cu autorii despre film, ieșim din sala de cinema și putem continua discuția, dezbate tema care a fost abordată în acest film. Și în felul ăsta, filmul documentar, într-un fel sau altul, contribuie la dezvoltare și la educația tinerii generații.